În premieră pentru Republica Moldova, peste 100 de profesii au fost prezentate astăzi copiilor în cadrul unui proiect social de orientare în carieră denumit Orașul Profesiilor. Evenimentul organizat în Parcul la Izvor din capitală are scopul de a oferi fiecărui copil posibilitatea de a-și realiza potențialul prin descoperirea meseriilor. La intrare în orășel, fiecare participant a primit câte un pașaport simbolic în care sunt menționate toate profesiile cu care copilul a fost familiarizat. Te uiți bine la centru, cum merge linii, cum merg linii în centru și cauți acolo. 10 de copii au stat în rând pentru a descoperi informații captivante despre profesia de criminalist. Ei au avut ocazia să-și pună amprenta în pașaport, apoi să o cerceteze sub lupă. Aici este numele, prenumele tău, amprenta și semnătura la polițist de la criminalistică. Ce s-a făcut ce mi-a mutat aici, în această broadă? Cum a luat amprenta de la deget? A stârnit interesul copiilor și prezentarea profesiei de felcer. Le arătăm cu ce ne ocupăm noi zi de zi, când venim să acordarea primul ajutor. Adică, ce înseamnă? Ce este aparatul? Puls oximetru, numește. Măsurăm saturația oxigenului care s-a avut și pulsul. Mi-a plăcut cel mai tare instrumentele care le folosește cardiologul și cardiograma. Mi-aș dori să devin, pentru că e foarte interesant să ajut oameni și să-i faci fericiți. Printre meseriile prezentate la eveniment a fost și cea de montator gresie și faianță. În cadrul unui atelier, copiii au învățat lucruri noi din lumea construcțiilor. Eu și unde vă îndrăuși? Eu trebuie pricolne. Pătă mă budit mai mi-e pămăgați de remont. Copiii au aflat multe lucruri interesante și despre profesia de farmacist. Noi arătăm copiilor cu ce se ocupă farmacistul. În primul rând, noi îi informăm că farmacistul nu doar eliberează medicamente din farmacii. Noi le spunem că farmacistul poate și să producă medicamente. Tot acolo, cei mici s-au aflat imaginar în pielea unui doctor stomatolog și au fost instruiți cum corect se acordă primul ajutor medical. O ajutăm, o menținem și facem 5 lovituri interscapulare. Nu în vițor, nu în cap, dar în spate. Bine? Hai, lovește. Cu mâna se plieze în sus. Așa, și cu putere. Inițial calculasem 150 de profesii, dar sunt mult mai multe, în jur de 160, pentru că colegii din instituțiile guvernamentale și colegii din mediul de afaceri tot apelau și vor să-și prezinte profesia din domeniul în care activează. Copiii primesc așa un pașaport, unde este numele și familia sa și unde o să fie menționat fiecare profesie pe care a activat-o copilul în orășelul profesiilor. Proiectul de orientare în carieră Orașul Profesiilor a fost lansat în Ucraina în 2014. Până la începerea războiului, evenimentul era organizat anual în 54 de orașe ucrainene, la care participau circa 1 milion de copii. Orașul Profesiilor a fost organizat la Chișinău pentru prima dată.